A apărut numărul 144 al revistei de cultură Caiete Silvane. Editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, a Consiliului Județean Sălaj, a Primăriei și a Consiliului Local Zalău, în numărul 144 al revistei puteți găsi articole semnate de Marcel Mureșanu, Alice Valeria Micu, Marin Pop, Marian Horvat, Imelda Chința, Varga Ișvanotilo, Ioan F. Pop, Dănuț Pop, Marian Horvat, Daniel Săuca, Daniel Hoblea și mulți alții. Copertele 1, 3 și 4 sunt ilustrate cu imagini despre proiectul Colțul Românesc Suvenir de Sălaj, derulat de Fundația Agapis și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Ediția tipărită va fi distribuită începând cu data de 18 ianuarie.